Ce este dieta flexitariană? A fi flexitarian înseamnă, de fapt, acel compromis dintr-o familie în care tatăl mănâncă numai carne, mama ar mai mânca și niște legume și apare o domnișoară în casă care vrea să fie vegană. Și atunci ce facem? Apare așa numita dietă flexitariană. Adică încercăm să reducem aportul de proteine din sursele animale, încercăm să mâncăm mai puțină carne, să mai introducem și o masă cu fasole, poate cu năut, cu linte, adică proteine de origine vegetală. Pentru persoana vegană, vegetariană, încercăm să-i mai punem și câte un ou și câte puțină brânză sau iaurt. Deci, practic, este un model alimentar bazat pe vegetale, dar care lasă și sursele de proteină animală, lasă și carne, lasă și pește, și brânzeturi, ouă, doar că acestea sunt în cantitate mai mică. Acest model alimentar flexitarian are avantajul că poate fi pentru toată familia. Se poate găti un fel de mâncare în așa fel încât fiecare membru al familiei, fie că este vegetarian, fie că este omnivor, va putea fi satisfăcut și va putea mânca. Avantajele sunt sigur și legate de beneficii pentru sănătate, pentru că oferă, fiind un model alimentar bazat pe plante, oferă beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, pentru diabetul zaharat, în obezitate, având foarte multe plante și fibre vegetale, și chiar în prevenirea cancerelor. Modelul flexitarian trebuie să includă, sigur, obligatoriu, multe vegetale, legume, chiar și fructe. Practic vorbim de 5 porții de legume și fructe pe zi. Pentru că proteinele, vom scădea aportul de proteine din sursele animale, deci nu mâncăm atât de multă carne, dar mai mâncăm proteine și din sursă vegetală. Și atunci, câte o masă de seară, de exemplu, o putem face cu hummus, adică cremă din năut, da? Cu hummus și cu o salată de pătrunjel, faimoasa salată tabule. Sau putem avea la prânz o supă cremă de linte cu o pâine prăjită cu brânză. Și va fi un model alimentar mai ușor, deci scădem cantitatea de proteine din surse animale și creștem și proteinele din surse vegetale. Putem începe dimineața cu pâine prăjită cu somon afumat și cu o salată verde. La prânz facem o mâncare de legume, cu foarte multe legume și cu ciuperci, ca sursă de proteine și cu năut, și nu mai punem carne. Și seara combinăm, facem o salată, gen salată grecească, cu brânză și cu masline. Și atunci am avut și masă, am avut și puțin pește, am avut și puțină brânză, dar n-am avut carne în ziua aceea.